Consilierii județeni răuniți astăzi în prima ședință de la reținerea președintelui Cristin Ălbâgiu au votat la unison proiectele aflate pe ordinea de zi privind rectificările bugetare din instituțiile de învățământ speciale. De la ședință au lipsit 7 consilieri, printre care și Robert Pițigoi, pe care evenimentele privind arestarea lui Bâgiu l-au făcut mai cunoscut decât toată activitatea sa politică. După cum ați văzut și dumneavoastră, astăzi au fost repartizate sumele la tot învățământul special din care sunt subordonate Consiliul Județean, sume pe care profesorii l-au câștigat în instanță și care foarte bine au fost plătite, achitate, pentru că era dreptul dumnealor. Vicele Cristi Romanescu a condus ședința de astăzi, acesta având drept de semnătură și mandat de la președintele Cristi Bâgiu încă de acum un an și jumătate. Este condus așa cum trebuie. La momentul acesta există împuternicire, eu sunt cel împuternicit să fac aceste demersuri și să reprezint instituția împreună cu domnul secretar Laurențiu Gavrilă, deci nu sunt probleme. Liberalul Cristi Romanescu pare de altfel favorit la asigurarea interimatului la șefia Consiliului Județean după suspendarea lui Cristi Bâgiu. Vă dați seama că nu pot să am decât o singură preferință, ar fi prea mult să am o altă opțiune la momentul ăsta. Deci opțiunea noastră este pentru domnul vicepreședinte Romanescu. Logic, nu putem lăsa județul pe mâna oricui. Președintele interimar va fi ales într-o ședință extraordinară la care vor fi chemați consilierii județeni, întâlnire ce va avea loc după ce prefectura Buzău va emite ordinul de suspendare a președintelui ales al CJ, decizie ce va fi dată după comunicarea instanței către prefectura a soluției în cazul dosarului care îl vizează pe Cristi Bâgiu. Ce era vorba de ceea ce conform legii avem de făcut, bineînțeles, cum se știe și cunoașteți, dintre cei doi vicepreședinți trebuie să fie ales cel care reprezintă instituția. Ședința extraordinară în care consilierii județeni vor vota care dintre cei doi vicepreședinți va asigura interimatul până se vor organiza noi alegeri va avea loc, cel mai probabil, săptămâna viitoare.